Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Terra Firma Craft. Da, ne-am reîntors în această lume foarte frumoasă și mă jucam eu off-camera, mă plimbam prin Creative și am realizat că insula asta e foarte mare. That's what she said, e extrem de mare insula asta. Am descoperit un loc foarte departe, gen, deci aici sunt eu, da? Undeva pe aici sunt niște oi, deci dacă o să avem vreodată nevoie, dar e foarte departe, extrem de departe să le aducem de acolo aici. Undeva pe aici am descoperit un alt tip de copac, chestnut, unul roșiatic așa. În rest, insula e foarte mare, însă nu are nimic în ea sau pe ea. M-am plimbat o groază și n-am găsit niște legume. What the fuck? N-am găsit niciun copac de la fructifer, nici legume, nici nimic. Doar pământ, copaci și pietre pe jos. Aiurea rău de tot. Dar ce să facem? Am făcut... Băi, deci mănâncă rău de tot nasul. Am făcut un clay scythe mold pe care îl vom pune noi pe undeva. Îl vom pregăti noi pentru prăjeală. Pottery. Ia stai așa să văd eu ce e aici. Nimic. Nimic și nimic. Bun. Astea sunt goale. Haideți să le punem aici ca să nu stea afară. Mă întreba cineva în comentarii, bă, dar de ce mi-am făcut eu o casă dacă nu dorm în ea? Păi mi-am făcut casa ca să dorm în ea. Aș putea, dar am nevoie de un pat în plus. Pentru că n-am cum să-mi las patul în casă și în caz că mă prinde noaptea pe afară, să zic, a, stai așa că trebuie să ne întoarcem. Așa mai bine iau patul cu mine. Casa am făcut-o ca să parate mai organizat, știi, să-mi țin și eu chesturile înăuntru, să nu le țin pe afară pe aici. Bă, iar am uitat să sparg astea. God fucking damn it! Am o idee, într-un fel, cum să facem treaba aia cu scara, însă va fi cam complicat și voi avea nevoie de foarte mult dirt, voi nivela eu manual. Asta e cam la sol pentru că dirtul nu plutește. Și voi avea nevoie de foarte mult dirt, dar va trebui să fac treaba asta off-camera, mă voi ocupa o dată de asta, sau poate mă voi ocupa câte puțin, puțin câte puțin, până când reușesc să mai nivelez eu cât de cât. Ideea e în felul următor, o să vă arăt imediat. Parcă nu mai am dirt, nu? Sau mai am? Nope. Nu, sigur mai am. Dirt, 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 nu contează de care e. Vedeți că diferă puțin culoarea. Ok. Bun, spargem și asta. Deci, o să facem în felul următor. Uite, partea asta o vom nivela. Voi aduce eu mai multe bucăți, coborâm așa ușor, 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 ușor. Încercăm să nivelăm până la un punct în care toată partea asta e dreaptă. Da? În momentul în care partea asta e dreaptă, exact ca, uite aici, cum v-am arătat eu acum două episoade, dacă nu mă înșel, ceva în genul... am făcut eu scările aici. Ceva în genul ăsta. Când va fi partea dreaptă, ca aici, vom face scări cum v-am arătat în felul acesta. Și coborăm până jos. Va fi o idee bună, însă voi avea foarte mult de lucru. Dar voi juca off-camera, deci nu-i problemă. Dar nu cred că voi face totul deodată, cred că voi face puțin câte puțin până când va fi treaba gata, pentru că am nevoie de mult dirt și asta e cam la sol. Am observat o chestie. În momentul în care în momentul în care am mâncat sandwich în episodul anterior, nu știu dacă ați observat, dar mi-a crescut viața totală. Cred că e din cauza, na, că mă umplu ăsta pe aici cu... Uite, am nevoie de proteină, eu nu prea am mai mâncat carne, am nevoie de fructe. Deci, vegetable, avem legume de nesătură, însă fructe n-avem de unde, pentru că nu e niciun copac fructifer. Proteină, n-avem carne. Grain, nu știu ce e și lapte, de unde n-aibă, că nu sunt vaci. De aia ne scade nouă viața. Știți care e beleaua? Hai să facem noi în felul următor, asta așa. Deci. 15. Oh my god, nu mai știu cât am pus mă la recută, deci. 15 cu 15. Ce-am făcut, mă? Bă, boss! A, ținem și ăștia fusat. Ok, deci asta are 15, da? 15. 30, 45, cu 5, 50 și cu 10, 60, nu? 45, cu 5, 50, cu 10, 60, bun, cu încă 15, 75, așa, și mai punem o dată asta în felul următor, sau punem 7, cred că 7 ajung, da,
Ok, deci 7. Băi, parcă avea mai mult cupru, sau ajunge? Ok, deci, noi avem nevoie de 100 de bucățele, da? Corect. Hai să ascundem asta în felul următor. Și, deci, facem undeva o găurică, uite aici. Și punem asta. Punem, nu, stai așa că n-am umplut-o. Așa, bun, punem asta. Ce vreau să pun? Vreau să pun și asta. Și celălalt. Uite aici, așa. Și avem trei de-astea, ne-ar mai trebui unul, este așa. În felul acesta. Bun, perfect. Umplem aici și punem după aia lemn și aia. Nu mai țin minte câte bucăți de lemn avem nevoie. 8, nu? Da. What? Parcă am luat mai mult. Bun. Și acum mai dăm foc și ne culcăm. Și până ne trezim se face gata. Trebuie să pregătesc și locul ăsta mai sus, dar nu știu cum să-l fac să arate bine, știi? Patul ar veni un ceva gen așa, sau nu, am putea spune, cred că patul ar veni ceva gen așa, știi? Dar aici avem loc de foarte multe chesturi, ceea ce e bine, zic eu. Adică putem să băgăm la iteme de ne săturăm. Însă mor de foame, efectiv. Hai că am niște fructe. A, de fapt, uite, putem să mâncăm fructe din astea, dar nici de astea n-avem foarte multe. Ok. Bun. Ceramic, nu știu ce, asta o punem aici. După aia, aici și ăsta turnăm în formă. Și ne mai rămân 5 bucățele de cupru, ceea ce e nașpa, dar mă rog, mă interesează. Am impresia că dacă se solidifică cuprul în vas, da, în vas, îl poți reîncălzi prin înforci. Cred. Nu. Ok. Îmi zicea cine, sau poate trebuie să fie solidificat ca să meargă. Îmi zicea cineva prin comentarii că merge. Mă rog. Da, avem foarte multă pâine, din ce țin eu minte. Și hai să mâncăm și noi puțină pâine de asta. Și un mic cartofel. O ceapă și niște squash. Fiți atenți, vedeți cum crește viața. Deci am 629, da? Bum, îmi face 641. Opa, am uitat să iau sandwich-ul. Bum, îmi face 645. Am făcut două sandwich-uri? Nu, ok. Da. Trebuie să mai mergem să vedem ce fac și legumele noastre. Bun. Asta așa. Punem asta aici. Va trebui să facem un alt târnăcop. La un moment dat. Ok. Clay-ul putem pune la loc. Nu mai avem nevoie de dânsul. Asta așa. De aici putem să bem niște apă. Luăm mai multă, o torță o ținem de formă. Ok, asta îi scoatem capul și bum. Cât de tare este asta? Bun. Și așa. Aici aș vrea să nivelez eu într-un anume fel. Nu prea îmi place gaura asta, dar o vom astupa. Și va veni ceva în genul ăsta. Ia. Să vedem. Hop, hop. Nu știu, nu prea am. Ok. Deci, tuc, tuc, tuc. Aha. Ok. Ce ziceți voi? Dacă facem noi cu pine, credeți că ar arăta urât? Ia stai că mă gândeam eu la ceva, deci... Făcusem eu. Așa. După aia. Cred că arată bine. Deci asta era în același nivel. Chiar dacă...
Știi, nu prea arată. Trebuia mai sus, cred. Da. Hai să mai facem o dată. Nu-mi place cum arată. Și se sparge tot. Asta e partea nasoală, dar... mă rog. Pac, pac, pac. Da? Și... venim mai sus cu scara. Aha. Și nu pot să, mă că nu pot să sparg o singură bucată, trebuie să sparg tot. Mai am eu să fac ceva în genul ăsta și mi-a plăcut cum arăta, știi? E prea sus, mă. Ok, îl lăsăm așa. Chiar dacă arată cam ciudățel, da, merge. Ok, deci nu... adineori am făcut la... da, hai că e bine, da? Și... normal ar veni așa, așa... și ar trebui să vină... e prea... mă rog, mergem. Și voiam de aici să facem aceeași treabă. Așa. Unim ăstea frumușel. Merge. Parcă e puțin prea sus, știi, dar ok. Oare astea le putem sparge? Cred că da, altfel, cum naiba le-am luat. Și ceva în genul ăsta aș vrea să fac în continuare în jos. Dar vedeți, cade dirtul. Știi? Și să vin... băi, deci dacă plec din casă, da, vin, pac, 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 am coborât pe scară și merg drept în față și totul va fi așa nivelat, cobori, 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 până când la un moment dat trebuie să duci într-o parte de-a lungul muntelui, știi? Asta aș avea eu în cap și cred că ne va ieși, însă trebuie să mă chinui eu puțin mai mult. Următoarele episoade va trebui să lucrez ceva mai mult ca să pot să fac treaba asta. Trebuie să facem scara acolo și să facem și un drumuleț de la prin munte, să ieșim în partea aia și să vedem ce ne-am mai putea construi acolo. Mă gândeam să fac un adăpost de animale acolo sau ceva de genul, nu știu, nu mi-ați dat nici voi sugestii. Altceva nu știu ce am mai putea face. Mă gândeam, bă, un adăpost de animale, altceva ce naiba să mai facem. Da, hai să ne testăm asta și hai să vedem dacă s-au mai făcut legumele, după care mergem, ne golim inventarul, luăm toate astea și facem o daia pentru mai mult cărbune. Pentru că ținem lemnul ăla cam degeaba. Cam degeaba, sincer să fiu. Asta nici... cât naiba... câtă durabilitate... eu știu că asta avea puțină durabilitate. Mi-amintesc că se spărgea ușor. Ia să vedem un copac mai jos, așa. Uite ca... nu, ăsta e prea sus. Ia. Nice. Știi, mă mai stai să spargi frunzele fiecare în parte. Vii și dai click, așa ca boss-ul, știi? Păi, ia, cât are? Se duce destul de repede durabilitatea, sincer să fiu. Dar... e worth. Acum te ieși și copacul, că după aia las chel, așa. În momentul în care... da, te duci să iei lemn. E bine să ai chestia asta la tine pentru că iei bețe și eventual iei și câte un sapling ca să poți să plantezi la loc copacul. Nu că am avea nevoie noi de saplinguri, pentru că oricum e plină pădurea. Dar așa, ca idee, am vrut să-mi fac asta, să văd cum e. Să nu cad în gaură pe aici. Ce e ăsta? Nu cred că este vreo modalitate de a înmulți sau de a face rost de semințe. Cel puțin eu nu-mi dau seama. O să caut pe Wiki. Trebuie să caut eu pe Wiki. Cineva m-a păcălit și îmi spunea că trebuie să pui cu cuțitul fructul sau leguma. Însă tot ce face cu cuțitul e să...
O taie pe din două. Se fac două bucăți, știi? Imaginează-ți că ai un cartof și îl tai pe din două. Exact chestia asta se întâmplă. La fiecare în parte. Deci taie cantitatea în două. Oh, s-au făcut și roșiile. Super. Super, super. Bun. Hai că punem astea aici, dacă nu. Oh, ia uite roșioarele noastre. Opa, așa. Opa, așa. Ar trebui să iau niște bone meal să văd ce naiba, ce s-ar întâmpla. Deci noi am avut roșiile. Unde le-am avut? Le-am avut undeva pe aici, aici să le punem aici. Una, două, trei, patru. L-am ratat pe ăsta? Nu. Squash. Avem mult squash. Merge. Da, roșii avem. Ok, dovleac avem. Ce vreau să fac? A, da, vreau să mă duc să îngolesc inventarul ca să facem treaba aia cu cărbunele. Trebulica cu cărbunele. Nu știu, mă, e puțin cam enervant că nu găsesc și eu mai multe chestii. Jocul ăsta are atât de multe opțiuni și eu sunt limitat aici pe insulă. Are atât de multe opțiuni, are multe... E foarte diversificat, știi? Și eu sunt doar blocat aici pe insulă și nu găsesc nimic altceva. Nașpa. Poate mergem într-un episod să luăm cesnat, dar nu știu dacă ne-ar trebui la ceva. Mă rog. Zice cineva în comentarii că a calculat el și ne-ar cam trebui undeva la 200 de bucăți de cupru ca să facem un anvil. Cam nașpam. Foarte mult. Dar am mai găsit pe undeva cupru, undeva departe pe acolo. Totuși n-am golit toată partea aia cu cupru. Bă, dar ni s-au dus alea. Ah, god damn it. Mi se duc waypoint-urile, dar nu înțeleg de ce. Și e destul de nasol. Acum nu mai știu unde e mina noastră de cupru, dar noroc cu modul ăsta, că avem coordonatele și vedem mereu, ne ajutăm. Ok. Înainte să încheiem, ar trebui să mai iau niște aspen. Să-l facem plankuri. Și să pun în spatele casei, că în spate nu am pus. Dar arăta cam ciudat dacă aș face asta pe... De fapt nu, că e așa. Că merge. Pac. Că încerc să mă grăbesc ca să ne mișcăm repede. A, dar asta e așa, că eu am făcut în exterior, cred că trebuia... Ia. Cred că așa trebuia, da. Toporul, am nevoie de topor. Așa. Bun. Și partea asta trebuie spartă. Cred că ar arăta mai bine pe interior. Da, ar arăta mai bine. E o idee mai bună. Facem în felul ăsta. De așa. Așa, nu? Da. Ok. No! God damn it! Hai mă, că încerc să mă grăbesc aici și nu rezolv nimic. E într-un fel enervant că se sparge tot. Că trebuie să spargi tot. Ok, arată bine ce ziceți. Stai să spar și aia. Băi, zic că arată... Oh, ne lipsește una aici. Arată super, mie chiar îmi place. Da, mie chiar îmi place, mă, boss. Opa, așa, așa. Două de astea, așa, am rămas fără. Ne mănâncă mult lemn. Să vedeți cum facem podul ăla. Ce să mănânce atunci. Ok. Așa, așa. Sus nu cred că ajung să pun. Băi, arată super, îmi place. Ați avut dreptate, e o idee bună să... Și ar trebui să fac și în fața casei tot la fel. La fac off-camera, că dacă stau tot episodul să fac niște rame, vreau să fac așa, să vă vezi pe spate. Să vedem, este mai puțin pe față, nu am așa? N-am mai, ești nebun? Ei, tu ce prost le-am făcut. Ce prostovan sunt. Să-mi bat piciorul. Aici nu e, dar aici e, vedeți? Oh my god, ce urât le-am făcut. Oh my god. E urât ca moartea.
Asta trebuiau așa, mă, boz, nu știi să faci o ramă la geam? Nu știe, băi, Rafael, să facă rama la geam, ești nebun? Astea se sparg doar câte o bucată, ceea ce e bine, că dacă se spărgea tot... Aaa, păi altceva, mă, cu ești nebun? Bă, stai, mă, așa. Stai, mă, așa. Ca acuda? Nu se vede geamul deloc, știi? Ia. Bă, parcă arată și mai mișto așa dublu, ești nebun? Și iată ce urât e sus, oh my god! Eu ce... Mamă, pe arată super șmecher, așa, uite-te și tu. Foarte frumos, tare. Da, cred că arată mai bine cu una simplă, nu știu. Trebuie să fac și sus. Așa arată agea, mă, ești... Ok, am zis de prea multe ori dacă ești nebun, dar înțelegeți ideea. Oh my god. Hai. Hai să mergem să punem și noi cărbunele la. Nu, no, chiar îmi place cum arată, serios. Nu se mai vede geamul. Ar trebui să mă culc cineva. Băi, deci primez mai notificări și mă enervează. Hop. Shut the fuck up. Perfect. Hai să ne culcăm. Că dacă nu ne atacă monștrii, trebuie să mănânc iarăși. Bada bing, bada boom, mănâncă sandwich-ul. Bă, cine dă mă așa puțin? Bă, naiba sandwich. Ia stai mă așa. Mai avem squash? Mai avem. Bun. Dar roșioară nu mai avem, ia. Cred că cel mai dezgustător sandwich. Sandwich cu roșie, bun. Cu dovleac și cu ceapă. Ce dezgustător! Sunt curios cum calculează jocul câte multe... Cât de multă mâncare dă un sandwich, știi? Umple, că e, probabil umple în funcție de legumele pe care le conține. Ceapă nu mai avem. Bun, păi... ce să mai facem? Hai să... Ok, trebuie să îngolesc inventarul și cea mai bună modalitate ca să îngolesc inventarul e să punem aici sus. Ia de-n. Punem aici sus tot ce nu mai avem nevoie. Patul avem nevoie, lemn, pac, dirt, nu, torța și în rest luăm tot. Asta de apă mai aveam nevoie, ținem la noi. De fapt chiar mi s-a făcut sete. Rămânem fără apă în butoi? Nea, mai e. Mă zic ceva și m-am mânecat, ești nebun. Mai e. Nu, mă, nu. Ia tot. Stai că trebuie să luăm cu unealta ca să ia el de pe jur. Ok. Așa. A, pe aveam un loc în inventarul și de ce am zis că n-avem. Aveam. Perfect. Foarte mult lemn. Dar merge. Aici era, unde era mâscara? Ah, nici n-am văzut-o. Așa. Tot. Facem undeva jos, pe lângă munte, pe aici. Pe acilea. De fapt facem tot în locul ăla în care am făcut prima dată. Este așa. Bun, dar întrebarea e că... Nu știu eu... locul... Sau nu, trebuie să vedem mărimea. Deci fiecare e câte un bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci ar veni un fel de 5 pe 5. 1, 2, 3, 4. Stai așa. 4, 9, mai mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, așa? Cred că așa. Hai să vedem. Am nevoie de asta. Eu n-aș pa când le pui jos. Ok. Nu le pune pe toate repede, știi? Și mai nasol. Este mai așa să... Bă, să încapă tot. Bun. Oh my god. Haide. Ce? What the? Pe lemn? Nu știam că merge. Ok. Am mai rămas fără o bucată. Așa. Stai. Bun.
Deci. Deci. Așa. 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 Și cred că mai e una. Uite aici. Full. Aici încă o bucată. Și în rest e fulă. Păi atunci mai facem o gaură. Și punem restul. Și eu zic că e destul de bine. A, ne trebuia o torță, așa e. Și mănâncă ceva pe gât. Ne trebuia o torță. La naiba. Și dirt. Că la astupăm așa. Haideți că mă duc eu off-camera și iau... Pac, pac. Mamă, la fix am avut, ești nebun. Aruncăm torța, ia totul foc, astupăm și îl lăsăm să facă cărbune. Bun, deci vom încheia episodul, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!